Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la o nouă emisiune La Psiholog. Vă spunem de aici, din studioul Informația TV. Vorbeam la ultima noastră întâlnire cu Ioana Zaharia despre capcanele mentale și iată că suntem la episodul cu numărul 2. Data trecută, Ioana, ne explicai cu lux de amănunte ce sunt capcanele mentale și te-ai oprit la două din cele 11 despre care ne povestești și ne explici. Interesant cum se comprimă timpul când vorbim despre niște lucruri sensibile. Important este să le înțelegem și să mergem într-un ritm în care să proceseze fiecare care ne ascultă și asta e ideea, că e pentru ei. Da, și le-a explicat foarte frumos pe primele două din setul de 11 câte ți-ai propus să ne prezinți, capcana abandonului și cea a abuzului. Ar fi o idee, cel puțin să le spun motto-ul cu care... care vocea aceea interioară care poate însoți câte o capcană. Data trecută am omis acest lucru și uite că este ocazie potrivită acum. La capcana abandonului, motto-ul pe care și-l spune acea voce din fiecare cine are această capcană activată este: te rog, nu mă părăsi. Întreaga parte de relaționare este cumva umbrită de, de această frică. Te rog, nu mă părăsi. Cine simte foarte des sentimentul că toți oamenii au potențialul de a-l părăsi, înseamnă că are această capcană activată, instalată de mult cândva și ar fi bine să se gândească la acest aspect. Iar despre neîncredere și abuz, acestea două sunt împreună și nu e nici de mirare că un om care a fost abuzat cu siguranță nu prea are încredere în oameni. Motto-ul acestei capcane este: nu poți să am încredere în tine. Și tot ce voi face este să-ți provoc cumva limitele ca tu să-mi dovedești că poți fi de încredere. Cam asta este, cine are instalate niște capcane va duce întotdeauna la extremă sau la limită comportamentul celuilalt ca să îi se dovedească lui că nu e așa. Dar culmea este că fix așa se va întâmpla și se va mai întări capcana, pentru că în momentul în care nu conștientizăm că avem aceste capcane, vom duce la extreme multe comportamente ale celor din jurul nostru și ni se va confirma, pentru că convingerile pe care le avem acestea în subconștient sunt ca niște profeții care, culmea, se și întâmplă. Noi, în așa fel, activăm și relaționăm cu oamenii din jurul nostru prin prisma acestor filtre și ele au puterea să transforme realitatea din mintea noastră într-o realitate care să confirme această viziune pe care o avem, care nu este deloc obiectivă și nici sănătoasă și nici normală, pentru că ne deviază de la foarte multe lucruri, de la multă împlinire în relații, de la multe satisfacții, ne deviază de la ele tocmai pentru că noi acționăm doar prin prisma lor. Foarte interesant și mi-a plăcut foarte mult motto-ul pe care l-ai folosit în cazul ambelor capcane mentale, pentru că te duce direct la sursă. Este folosit de autor. Așa. Este folosit de autor pentru ca să înțeleagă publicul larg, pentru că, așa cum spuneam despre cartea recomandată celor care ne ascultă, poate colegii din regie vor selecta fotografia. O să selecteze la un moment dat. Exact, o să apară la un moment dat pe ecranele noastre. Este pe un limbaj accesibil. Aceasta este dedicată cititorilor, pentru că sunt cărți de psihologie care se adresează specialiștilor. Acelea sunt într-adevăr cu niște limbaje mai de specialitate, dar unele sunt transpuse într-un limbaj foarte accesibil, cum este și cartea de față. Da, aceste motouri ne duc, spuneam, direct la sursă. Poate că ne este dificil să ne identificăm cu capcana pe care o avem și cu care trăim, dar iată că ai folosit câteva cuvințele care... Ca să ne ajute să ne recunoaștem comportamentele proprii care declanșează niște lucruri în exterior, pentru că noi provocăm și ducem la extreme de multe ori comportamentul celuilalt. Este greu să ne asumăm această responsabilitate și să ne gândim să ne că orice. Și noi avem o parte din vină pentru felul în care poate am făcut, am reacționat, celălalt m-a părăsit. De ce? De ce m-a părăsit pe mine? Nu, dacă rămân doar în zona de victimă,
vai, bietul de mine, m-a părăsit XYZ, nu o să am nicio șansă să descopăr în mine ceva ce declanșează acele reacții din partea celorlalți. Dacă mă gândesc că comportamentul meu propriu poate să genereze anumite reacții în celălalt, și prin prisma acestor capcane ne putem foarte bine cunoaște, pentru că dacă mergem un puțin în trecut și ne gândim, oare de ce mă simt eu tot timpul înfricoșat că ceilalți mă vor părăsi și până la urmă chiar mă părăsesc? Poate că majoritatea, că poate sunt și care nu mă părăsesc, ei au o răbdare mai mare. Dacă merg în timp cândva și îmi dau seama că, da, eu chiar când eram copil am avut o grămadă de nevoi neîndeplinite, poate chiar am fost crescut de bunici, să zicem. Nici n-am fost crescut de părinți, sau poate am fost adoptat, sau poate am pierdut un părinte, sau din diverse motive am una dintre aceste capcane care mă limitează acum în viața de adult. Da, mergem mai departe că sunt multe. Sunt multe și sunt situații de viață care ni se întâmplă tuturor. Următoarea descrisă în carte este capcana deprivării emoționale. Deprivarea emoțională este un concept care se referă la o stare de gol emoțional, o stare în care eu nu prea mai am emoții intense. Grav. E grav, pentru că datorită unor situații foarte dificile, creierul meu a învățat să nu să ignore, ci să pună în latura aceea subconștientă emoțiile foarte dureroase ca să pot supraviețui, ca să pot să merg mai departe. Când eram mic, este un mecanism de apărare. Doar că odată cu aceste emoții grele, greu de dus, aceste emoții foarte dureroase, sunt amorțite și celelalte. Nu te mai poți nici bucura? Acestei, nu te mai poți nici bucura la intensitate, la intensitate mare sau cât de cât suficient încât să simți starea de bine. Și atunci este permanent un vid în tine, un gol pe care încerci să-l umpli din diverse activități și nimic nu te satisface cu adevărat. Chiar dacă găsești plăcere, să spunem, în niște hobby-uri sau, să spun, în relații, de multe ori asta căutăm, să găsim împlinirea și satisfacția în cuplu, în relații, și nu ajungem acolo. Este un vid care te face, așa cum spune și Jeffrey Young, că nu mai simți că trăiești. Și mecanismul care te ajută pe tine să faci față acestui gol este de două feluri. Fie că ești detașat cumva de viață, deși de părțile bune și de cele rele, fie simți o furie foarte mare, pentru că nevoia noastră de bază, avea emoții, înseamnă să fii uman. Noi dacă ne îndepărtăm de la umanitatea asta care înseamnă emoții, ne îndepărtăm de la lucrurile firești ale vieții și... Ca și cum am fi undeva în exterior și am privi totul fără să reacționăm, fără să ne pese. Da, și pur și simplu nu-mi satisfac nevoia de bază, adică nu mă încarc emoțional și voi fi tot timpul apatic sau nemulțumit. Pot dezvolta. Trăi așa o viață? Păi nu trăiești cu bine, n-ai cum să trăiești bine. Adică sunt oameni care poate nici la vârsta matură încă nu și-au găsit pacea și liniștea sufletească și mulți probabil se confruntă cu acel zbucium interior pe care nu știu unde să-l caute și cum să-l rezolve. Unde îl căutăm? Tot în copilărie? Dacă vrem să mergem pe drumul corect, îl căutăm desigur în propria viață și în propria experiență. Dacă rămânem în zona inconștientă, unde îl căutăm, ne va duce foarte multe necazuri, pentru că îl căutăm în vicii. Viciile, de multe ori, ne dau acele senzații artificiale, puternice, și uite cum poate un vid emoțional să poată fi să fie acoperit, să fie mascat. Nu? Dacă eu apelez la substanțe sau, eu știu, orice fel, sau la jocuri extreme care îmi creează adrenalină. În felul acesta eu maschez exact această capcană de privări emoționale. Ea se instalează în copilărie când copilul nu este acceptat cu toate emoțiile. De multe ori copilul are furie, are foarte multă furie copilul mic, are tristețe, are supărare și nu este acceptat. Părintele sau cel care îngrijește copilul ori pedepsește aceste comportamente care vin din aceste emoții,
ori îl face să se simtă, ori îl rușinează, de exemplu. Îl rușinează și copilul își, efectiv își îngheață anumite emoții, efectiv le reprimă, așa cum spui și tu, și crede că doar latura cealaltă va fi acceptată, dar cu timpul nu putem chiar așa ușor păcăli creierul. Noi îl păcălim până ce trecem de situația dificilă. Creăm un mecanism de apărare care este funcțional atunci la vârsta copilăriei, doar că la vârsta adultă aceste mecanisme formate atunci nu ne mai ajută în viață, să ne adaptăm în viața noastră de adult, responsabil de ceea ce se întâmplă jurul nostru, dornici să simțim alte lucruri și să avem alte, să ne satisfacem alte nevoi, nu doar cele de bază și de supraviețuire. Cu alte cuvinte, noi, părinții, bunicii, trebuie să lăsăm pe copil să-și exprime sentimentele. Da. Tot ceea ce trăiește. Aici ar fi un subiect de o emisiune, cel puțin, dar așa ca idee de bază. Copilul are dreptul să-și exprime emoțiile, dar ceea ce nu înțeleg părinții este că ceea ce avem de modelat la copil nu este emoția pe care o simte, că emoția este emoție, emoția nu o poți schimba, nu o poți transforma, comportamentul prin care se manifestă emoția. Și de multe ori globalizăm, le încadrăm ca și cum ar fi ceva un singur tot, un singur întreg și punem la colț copilul pentru felul în care s-a simțit și el înțelege că nu e ok, ceva nu e ok cu el, nu e în regulă. El ai făcut trebuie ceva să înțeleagă. Rău, du-te, ești pedepsit. Ești pedepsit, ești prost, pentru ești, nu știu cum furios. Ești. Da. Ești furios, ești agresiv, ești... Etichetăm aceste etichete de care ne-am mai vorbit. Blochează accesul la adevăratele părți ale unui om. Partea emoțională trebuie acceptată. Felul în care se manifestă, noi trebuie să modelăm, să dirijăm și îi spunem ok, înțeleg că ești supărat, văd că ești furios, că văd că ai un comportament care mie asta îmi spune că ești furios. Așa e? Și validăm și îl întrebăm chiar, putem motivul. Fi furioși. Chiar ești furios, ești supărat, cineva te-a supărat, știi, e ok să fii supărat, nu e nicio problemă să simți absolut nimic. Ceea ce este o problemă este felul în care te exprimi și faptul că, eu știu, lovești pe cineva sau arunci sau strici lucruri, obiecte, știi, de obiectele astea avem nevoie, nu le stricăm, nu e așa simplu să... și le învățăm niște tehnici de comportament care să fie acceptate. Iată, dar contribuim la dezvoltarea inteligenței lui emoționale. Exact, asta e inteligența emoțională, dar ca să putem să facem asta, noi ne... ducem într-o zonă fără să o completăm pe asta care este esențială. Niciun părinte nu o să poată să-și accepte emoțiile copilului lui dacă el nu și le acceptă pe ale lui. În momentul în care eu funcționez din spatele unor capcane, eu funcționez 90% în viața mea dintr-un program de supraviețuire. Pentru că capcanele astea fac, asta au făcut când am fost mic, m-au ajutat să supraviețuiesc. Au creat niște mecanisme de apărare în creier, adică au pus în subconștient ceea ce nu i-a folosit și pentru că cea mai mare nevoie a copilului a fost să rămână în viață, a reprimat o sumedenie de emoții, nu mai știe adultul acum ce sunt emoții, ce sunt stări, ce sunt comportamente, este un mare anamaga. Da? Și atunci, activându-se aceste capcane, suntem într-un program de supraviețuire. De fiecare dată când se întâmplă ceva în exterior, reacționăm, exact cum spui, reacționăm. Reacțiile automate, instinctive, sunt de apărare. Apărare a ce? Supraviețuirea ar fi explicația, doar că este aberant să spunem adultă, că da. Sunt eu adult și totdeauna mă apăr doar ca să supraviețuiesc, exact. Că nu este așa. Dar dacă le disecăm, acolo ajungem la concluzia că da, eu trăiesc doar ca să mă apăr, dar unde e pericolul? Nu este. Pericolul este doar proiectat, adus dintr-o zonă în care a fost el atunci a creat. Și atunci acum trebuie să le punem în ordine. Deci noi trebuie să facem ordine în conștiință. De fapt, asta facem în această Iată așa dăm de capcanele astea mentale, da. Care vin la pachet. Adică le cărăm după noi fără să ne dăm seama. Da. Le cărăm ca într-un bagaj și ne apasă și de multe ori oamenii ajung și fizic să se arate gârboviți și apăsați de aceste capcane, greutăți. Emoții, greutăți, da. Pentru că
totul devine foarte greu de procesat și toată lumea devine greu de dus și avem și acele convingeri și de multe ori de la proprii părinți că viața e grea. Da, este un chin. E un chin. Nu poți să răzbești oricât te lupți. Sunt foarte multe convingeri false, total false, pentru că nu sunt adevărate. Nu asta înseamnă viața. Nu asta înseamnă viața. Viața este un dar pe care putem să-l trăim împlinit, cu toată bucuria și împlinirea, dacă, desigur, ne debarasăm încet, încet de aceste bagaje și poveri. Ai vreun moto? Avem un moto și la deprivare emoțională. Văd că ajută foarte mult aceste motouri să te ducă direct la sursă. Să te ducă la sursă, exact. Dacă de multe ori simt că nu voi primi niciodată dragostea de care am nevoie, înseamnă că am o deprivare emoțională. Pentru că eu simt că nu sunt iubit niciodată. Sunt persoane care oricâte relații au încercat și în orice medii au fost și relații de cuplu, dar și în tot fel de relații, simt că nu sunt iubite, acceptate, nu le este acceptată propria ființă. Nu voi primi niciodată dragoste de care am nevoie. Cam asta este cheia pentru a depista capcana deprivării emoționale. Cine simte asta, cine își pune această problemă, așadar, dragi telespectatori, se confruntă cu o capcană mentală a deprivării emoționale. Oricum, deprivarea, spune și termenul, o privare ceva, de la ceva. Da, a-mi permite să trăiesc, să am emoții. Nu există om fără emoții, nici nu-i normal să existe. Sunt firești, emoțiile sunt mai mult naturale, decât firești, mai mult decât naturale. Și dacă am căzut în latura cealaltă, extrem de rațională, și asta e un semn că nu vreau să simt multe și prefer să le gândesc toate. Dacă m-am polarizat acolo pe rațiune, înseamnă că îmi fug de emoții. Gândesc cu inima sau gândesc cu creierul? Cu amândouă. Nu există că gândesc una sau alta. E cel mai bine. Trebuie să le am pe amândouă, că sunt parte din mine. Ca să fiu întreg, trebuie să funcționez pe amândouă. Următoarea capcană, a patra, este capcana izolării sociale și motoul ei, ca să nu-l uităm, capcana izolării, da? Nu-mi găsesc locul nicăieri. Aici se încadrează foarte mult persoanele mai singuratice. Persoanele care fie ele nu vor să se integreze într-un grup, fie se simt foarte ușor excluse din grup. Ca idee de bază, noi suntem ființe gregare. Noi ne naștem pe acest pământ cu nevoia de a trăi între oameni. Este firesc de asemenea să-mi placă și să fiu singur și să trăiesc foarte multe momente sau perioade de unul singur. Este foarte firesc. Dar este bine să fiu sincer cu mine dacă aceste momente de singurătate îmi provoacă un disconfort, mă fac să mă simt neadecvat, neacceptat, insuficient de bun sau eu știu cum și mi-e frică să mă duc înspre colectiv sau faptul că mă exclud ei, mă obligă de fiecare dată să evit zonele cu multă lume și aici e bine să fiu sincer, pentru că e normal să fie nevoie și să fiu singur, dar și să fiu un grup. Depinde, aici care trebuie echilibrat. Depinde până unde merge singurătatea asta. Exact, depinde până unde merge și este și nu este o regulă cât și cât, pentru că fiecare este atât de unic și vorbim aici și de temperament. De exemplu, introverții sunt oamenii care își încarcă bateriile, sunt mai mult singuri. Ei obosesc foarte mult în mulțime, deși aparent nu ți-ai dea seama că sunt introverți, pentru că poate au abilități de comunicare foarte bogate, eu sunt una, care mai nou, sau dacă întâlnesc acum oameni, n-ar zice niciodată că sunt un introvert în interiorul meu. Dacă mă cunoșteau când eram copil, sigur își dădeau seama. N-are nicio legătură abilitățile pe care mi le formez de-a lungul vieții cu structura mea, structura mea, bagajul meu genetic. Aici vorbim deja, când vorbim de temperament, vorbim cu niște bagaje genetice, adică cu ăla mă nasc. Nu se schimbă. Se flexibilizează. Da. Adică pot să modelez, pot să pun acolo ceva ca să mă ajute să funcționez și să nu simt foarte mare disconfort. Dar până să modelez eu, până mă maturizez, e cale lungă. Ca și copil, trebuie să înțelegem că ei au un temperament, au o fire cu care se nasc. Și atunci
Ca să-l înțelegem cu adevărat, sau orice ființă, ca să-l înțelegem cu adevărat, trebuie să vedem care este temperamentul lui de bază, cu ce s-a născut și cât poate duce, eu știu, o situație exterioară. Un extrovert, de exemplu, va suferi singurătate. El este fix invers. El este activat, se încarcă așa mai pe limbajul nostru, își încarcă bateriile în mulțime. Cu cât este văzut de mai mulți oameni, cu cât stă între oameni, cu atât se simte mai bine. Cu cât stă mai mult singur, va suferi și se va simți izolat. Și acești parametri sunt foarte important de pus, de calculat, când să nu cumva să și pun eticheta că gata, sunt un izolat social. Pentru că s-ar putea să fiu doar un introvert care preferă mai mult să stea singur și preferă să stea cu o carte în mână ore întregi decât să stea la o masă și să povestească ore în șir, exact cum spui. Deci disconfortul sau confortul pe care îl am în anumite medii mă poate ajuta să mă identific sau nu cu această capcană a izolării sociale. Mi s-a șoptit într-o cască virtuală, că mai avem câteva minute. O să încerc să trec în revistă cât se poate, dar nici n-aș vrea să grăbim, pentru că mai suntem la cea de-a patra capcană mentală. Dacă în cele 10 minute rămase mai abordăm una cel puțin, e bine. A cincea capcană este a dependenței și motoul sună cam așa: nu mă descurc de unul singur. Pentru că aici autorul, Jeffrey Young, s-a referit la acei oameni care chiar sunt dependenți de alții, care au rămas în zona aceea de neajutorare, au fost foarte... Nu ne referim la persoane cu dizabilități sau așa, nu. Oameni absolut sănătoși, exact, dar este altă care situație. Consideră că nu pot... Care se agață și în relații foarte mult și... Oarecum fac pe victimă. Da, pe neajutorat. Le place pur și simplu să fie tot timpul însoțiți, nu neapărat fizic, dar să se facă pentru ei lucruri. Așa simt ei că li se dovedește probabil iubirea, deși nu va fi niciodată suficient această dovadă, pentru că fiind o capcană... În jurul aceluiași punct se învârt. Vom tot alimenta niște lucruri care nu vor fi și tot vor crește în amploare și nu vor fi suficiente. Dacă e capcană, nu ne duce la un rezultat bun. Asta e ideea. De unde pornește? Se instalează în cazul copiilor care sunt hiperprotejați. Noi, părinții de astăzi, avem tendința să compensăm ceea ce nu am primit noi când am fost mici. Noi am trăit ca și copii. Noi, părinții de astăzi, ca și copii, am trăit în acel sistem foarte rigid în care am fost privați de o sumedenie. Părinții noștri erau apăsați de o grămadă de reguli ale sistemului și greutăți și așa mai departe, și minusuri în toate planurile, încât astăzi vrem să dăm copiilor maxim tot ce n-am avut noi. Dacă am avut o păpușă toată copilăria mea, vreau să cumpăr acum 100 de păpuși doar ca fetița mea să nu simtă ce am simțit eu. Fie că... Nu e bine. Da, fie că am primit o păpușă sau că sunt două extreme. Niciodată când ne polarizăm sau când ne situăm la unul dintre cei doi poli, nu e bine. A fi centrat înseamnă a transcende cumva aceste dimensiuni, aceste extreme, și e foarte greu, pentru că experiența grea te face să o vrei pe cealaltă la nivelul la fel de intens. Adică cu cât am fost mai deprivat sau cu cât am suferit mai mult, cu atât îmi doresc mai mult să umplu, și cred că dacă voi umple cu destulare acel gol, voi fi bine. Este greu să ajungi la acel echilibru. Este foarte greu să ajungi la acel, pentru că în primul rând trebuie să conștientizezi și nici nu-ți dai seama. Tu crezi că părinții își dau seama că le cumpără prea multe cadouri sau prea multe lucruri celor mici? Nu-și dau seama. Ei cred că e normal acum, pentru că și mediul e așa. Sunt, îmi permit, pot. Păi dacă ne uităm în orice librărie, abundă jucării, lucruri. Ca să-mi dau eu seama că eu n-am nevoie de ele, trebuie să am o conștientizare foarte bună a faptului că chiar n-am nevoie de ele. Adică la ce mă ajută toate acele? Sau dacă am nevoie, de ce să-mi cumpăr 5 bucăți? Că pot să mă limitez doar la o bucată. Oarecum o etapă de a transcende la cealaltă extremă e firească, face parte din acest proces normal, de schimbare. Da, dar dacă
îmi dau seama că trebuie de aici să vin înapoi, atunci sunt pe drumul cel bun, să nu rămân acolo, că atunci nu voi face nimic bun, cel puțin pentru copiii care vor fi educați exact în extrema cealaltă. Un copil care, vorbim să zicem de un adult astăzi, care a fost hiperprotejat de părinți, este un adult neajutorat. Care așteaptă să vină totul. Asta este și sentimentul lui. Asta este felul în care el se simte și nu este bine, pentru că să te simți neajutorat în orice domeniu și să ai tot timpul nevoie, poate să-ți creeze o anxietate crescută. De fapt, emoția care se ascunde în spatele acestei capcane este de anxietate și o anxietate foarte mare. Și nu e funcțională deloc. Adică este și greu de tratat până la urmă. Este și greu de tratat, este și greu de acceptat. Este și greu să ții pe cineva anxios, alt adult lângă tine. Da, și tu ca anxios să ții pe cineva într-adevăr tot timpul la dispoziția ta, ca să-ți servească ție în toate situațiile în care tu nu te descurci. Nu este sănătos. Aici mai este o cheie destul de subtilă la această capcană. Este cealaltă parte a dependenței pe care noi nu o identificăm, este foarte chiar greu de identificat, se numește în carte, autorul o numește contradependență. Adică exact cealaltă extremă, adică dependenții sunt cei care nu se pot descurca deloc singuri, contradependentul este rezistență. Opun rezistență la ajutor. Ajutor. Fac eu tot, eu nu am nevoie de ajutor, eu pot, mă descurc. Și chiar am exact același sentiment, pentru că în ambele situații, sentimentul din spatele capcanei este anxietatea. Și problema la acest contradependent nu este una foarte mare, că nu-ți dai seama, el funcționează în toate planurile vieții foarte ușor. El se descurcă, să zicem că este o femeie la mijloc, se descurcă de la reparat și bătut cuie și așa mai departe, la absolut orice e nevoie, pentru că și-a asigurat această trusă cu instrumente de a se descurca ca să nu simte acea anxietate. De unde vine? Devine din cealaltă parte a copilăriei, din cealaltă extremă, când vorbim de copilul mic, care tocmai că nu a fost susținut și a fost nevoit să se descurce singur. Partea bună este că și-a dezvoltat foarte multe abilități. Da. Nu este rău în asta, doar că anxietatea de a primi ajutor nu este bună, nu te ajută și te împiedică în a găsi împlinire în relații, pentru că tu într-o relație, să zicem, vrei să adult, faci totul singur, vrei să faci totul singur și oricum ajungi la sentimentul de copleșire. Asta este capcana în care cade contradependentul. Ajungi la sentimentul de copleșire. Eu fac totul, după aceea culmea, tot eu mă plâng că nu mă ajută nimeni, da, că am luat totul pe umerii mei și nici nu dau seama că eu mi-am creat realitatea asta. Este un mecanism atât de subtil și inconștient ca oricare dintre ele. Se pare că această contradependență este chiar mai frecvent întâlnită decât dependența. În rândul nostru, pentru că noi am trăit atunci în sistemul comunist în care aveau timp părinții să ne pună pe tavă totul. Fă-ți ghiozdan în casă, te îmbracă, te pregătește hainele. Da, eram crescuți ca în armată și ca și copil ai nevoie totuși de multă îngrijire și afecțiune și să ți se arate. Noi ne-am descurcat, ne-am găsit metode, noi chiar ne-am găsit metode și suntem pe partea asta de contradependență și ce ne sabotează în această zonă este funcționarea în relații. Pentru că preluăm totul asupra noastră, facem absolut, nu mai găsim nici măcar utilitatea. Ce? Partenerului. Păi ce mai am nevoie de cineva? Că mă descurc eu singur. Da. Mai grav este când am o problemă, eu știu, fizică sau un accident sau chiar am nevoie și dacă eu nu mă las ajutat și voi dezvolta și atunci se va manifesta adevărata anxietate. Pot să dau un atacuri de panică, pot să manifest anxietatea foarte, foarte agresiv, disfuncțional și atunci mă va copleși absolut foarte, foarte puternic. Și ce e recomandat în astfel de situații? Pe ca și în anxietatea? Ca și în ambele, ca și în toate capcanele și ca și în toate mecanismele astea care sunt automate și inconștiente, e important să știm unde suntem, să ne plasăm corect. De aceea cartea este un bun ghid, pentru că are atâtea întrebări și are și niște chestionare.
autorul a formulat niște scale de măsură. Pentru că unde te afli. În psihologie se folosesc foarte mult scalele de măsură și chestiune, se dau chestionare pentru a vedea și un client, când încep să lucrezi cu el, să vezi de unde îl iei. Prima dată poți să-l evaluezi printr-o scală de măsură. Și Jeffrey Young a creat scale de măsură pentru fiecare capcan. De aceea este bine. Și dacă ești la un scor extrem sau la un scor prea mic, înseamnă că ești într-o capcană. Dacă ești undeva la mijloc, înseamnă că încă ești... Ești bine, funcționezi. Da. Cel puțin funcționezi ok. Am ajuns la final. Am ajuns la final. Da, n-am mai apucat să trecem la a șasea capcană mentală. Data viitoare, vom discuta despre ele. Sunt foarte interesante, că până la urmă le poți numi așa. Motourile ne ajută foarte mult să vedem unde ne aflăm. Cu ce ne confruntăm cel mai des. Cel mai intens. Un om poate să se afle într-o capcană, dar poate să se afle la fel de bine și în două, trei, da, patru. Ele sunt și complementare unele dintre ele, adică dacă o am pe una, cu siguranță mai am ceva. Și ceva. Da, nu sunt așa de ele funcționează împreună, deci nu... Da. Pe site-ul nostru pot vedea emisiunile după ce sunt încărcate de colegii noștri. Îți mulțumim frumos! Cu drag, mă bucur să fiu aici! Dragi telespectatori, am ajuns la final. Nu uitați, capcanele mentale există și trebuie să avem grijă cum abordăm problema, să le identificăm și să le rezolvăm. La revedere! Rămâneți cu Informația TV!